În comuna Seliște, raionul Orhei, la 15 iunie va avea loc un referendum local de revocare a primarului. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale. Revocarea din funcție a lui Vasile Scripnic a fost inițiată de un grup de cetățeni. În acest context, CEC a constituit circumscripția electorală comunală Seliște și a aprobat programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a referendumului local. Autoritățile locale din Seliște și partidele reprezentate în Parlament vor înainta candidaturile lor în componența Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Comunale Seliște, iar primăria din localitate va asigura întocmirea listelor electorale de bază pentru desfășurarea plebiscitului. Amintim că anterior, CEC a stabilit data de 11 mai curent pentru desfășurarea unui referendum local în comuna Kneazevka din raionul Leova, în cadrul căruia locuitorii vor decide asupra revocării din funcția primarului din localitate. În aceeași zi se vor desfășura și alegeri locale noi privind alegerea Consiliului Comunal Cealâc din raionul Taraclia.